Asculți InBrain, podcast pentru trader și investitori. Episodul 37. Despre visuri și bani. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat pe Mirela Oprea. Bine ai venit, Mirela, la InBrain. Bine v-am găsit! Ce mă bucur să fiu aici! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și am să o rog frumos pe Mirela să mă lase să citesc prezentarea ei, pentru că este deosebită și nu am reușit să o rețin. Da? Mirela Oprea a studiat psihologie și științele educației. Are un doctorat în dezvoltare internațională dobândit la Universitatea din Bologna, care este cea mai veche universitate din lume și pe locul 163 în topul celor mai bune universități din lume. Mirela a lucrat mulți ani în organizații non-guvernamentale ca responsabil de advocacy, adică reprezentarea intereselor grupurilor dezavantajate în relația cu autoritățile care au puterea de a crea politici publice care le afectează viața. La vârsta de 35 de ani, în urma unei experiențe personale intense, Mirela s-a reconectat cu domeniul psihologiei și a devenit mai întâi coach, studiind la o școală de coaching din România și apoi la una din Statele Unite, iar apoi a devenit și psihoterapeut, dar titlul care este ei cel mai drag este de cel de dream manager, adică manager de visuri. Din acest punct aș vrea să începem conversația noastră de astăzi. Mirela, ce este acela un manager de visuri? Manager de visuri este, poate părea ciudat, ce o mai fi și asta și pentru visurile noastre avem nevoie de un manager. Este o meserie pe care mi-am inventat-o chiar eu. Pentru că mi-am inventat-o chiar eu, pentru că mi-am dat seama că foarte mulți dintre noi suntem deconectați de la visurile noastre, de la aspirațiile noastre, de la ceea ce ne dorim noi să facem în viață și ceea ce ne motivează pe noi cel mai mult. În meseria aceasta, pe care mi-am inventat-o chiar eu și în care m-am lansat oareși cumva întâmplător, datorită unei cărți pe care am citit-o, îmi spuneai tu atunci, la 35 de ani, în momentul acela intens al vieții mele, o carte scrisă de un autor australian pe care îl cheamă Matthew Kelly. Cartea are titlul The Dream Manager, managerul de visuri. A fost prima oară când m-am întâlnit cu acest concept și este în această carte vorba despre povestea romanțată a unei companii din Statele Unite, în care era o mare, mare problemă cu fluctuația de personal. Oamenii nu vroiau să lucreze acolo, pentru că era o companie de servicii de curățenie. Al cui vis este să te trezești în fiecare zi și să spei mochete și chiuvete pe salariu minim pe economie. Au încercat să facă tot felul de activități motivaționale pentru angajați, până au ajuns, aceste activități au avut mai mult sau mai mare succes, până au ajuns să zică, dar oare cum am putea să facem, să ajutăm pe oamenii noștri să realizeze obiective personale, visurile lor, lucrurile care le sunt cele mai dragi pe lume. Și din momentul acela au creat un program, au angajat un dream manager, adică un coach care să-i ajute pe oameni să se reconecteze cu visurile lor și să le realizeze. Și eu citind cartea aceea și văzând, citind despre felul în care s-a schimbat cultura organizațională, cum ei descriau acolo în carte, cum le-a crescut business-ul foarte mult, mi s-a părut că este un concept extrem de valoros și că e păcat să rămână doar în zona de business. Și am vrut să-l aduc în mai multe contexte în cercurile din România. Așa că am început să susțin ateliere în care să vorbim cu oamenii despre visurile lor. Apoi am început să susțin cursuri, iar acum de curând am creat și o școală de dream management în care învăț pe alții cum să îi ajute pe cei din jurul lor să se reconecteze cu visurile lor și să le realizeze. Cum să le realizeze, Mihai? Cu bucurie și entuziasm.
Pentru că noi, în cultura noastră, spunem că ne e aproape frică de visurile noastre, pentru că avem senzația asta că trebuie să ne chinuim, să ne sacrificăm pentru visurile noastre. Dar nu este așa. Și nu este așa, și știu lucrul acesta, datorită faptului că am studiat știința realizării aspirațiilor personale, care ne spune ce trebuie să facem ca să realizăm lucrurile noastre cele mai dragi cu bucurie și entuziasm. Deci asta este un dream manager, asta sunt eu, o persoană care folosește puterea științei pentru a-i ajuta pe alți oameni să reconecteze cu visurile lor și să le realizeze cu bucurie și entuziasm. Wow, ce frumos! Mă bucur că îți place! Da! Mirela, uite, te-am invitat la podcastul InBrain, unde discutăm, sau invitații mei discută în principal despre tranzacționare sau despre investiții pe bursă, și pentru că tu ai studiat intens și ai dezvoltat un program despre relația pe care o au cu banii. Vreau însă să ne povestești un pic despre acest lucru, despre programul acesta în care oamenii au o relație cu banii. Pentru că, la urma urmei, pe bursă și când tranzacționăm, e vorba despre bani. Așa este. Am o poveste personală și una care vine din activitatea mea de dream manager. Și sunt curioasă dacă vrei să le auzi pe amândouă sau doar pe una dintre ele. Pe amândouă și mai mult. Întâi povestea legată de programul de dream management și apoi o să spun și pe cea personală. Pentru foarte multă vreme, deci eu susțin ateliere de dream management din 2017 și pentru foarte multă vreme am auzit de la participanții, de la persoanele care au trecut prin ateliere, cursuri și alte activități pe care le mai susțin eu, în total, să zicem, undeva în jur de, să zic, 800-900 de persoane au trecut până acum prin programul meu de dream management. Am auzit de la foarte multe persoane că unul dintre obstacolele pe care ele le au în calea realizării aspirațiilor personale este legat de bani. Timpul și banii apar cel mai frecvent. Cum nu cred că este o surpriză pentru nimeni să auzim asta. Și pentru foarte multă vreme, eu nu m-am conectat cu motivul acesta legat de bani. Pentru că în viziunea mea, cea mai importantă resursă, resursa supremă, dacă vrei, sunt alte persoane. Toate lucrurile, tot ce ne lipsește, ca să zic așa, ca să ne realizăm aspirațiile personale, o să vină prin intermediul altor persoane și inclusiv resursele financiare. Și atunci eu am avut tendința să minimizez această durere a oamenilor și pentru foarte mult timp nu am adresat-o. Însă, la un moment dat, mi-am dat seama că revenind lucrul acesta tot mai mult și tot mai mult, este acolo o durere și mi-am dat seama că, de fapt, nu este de vorba despre atât despre banii în sine, cât despre relația pe care oamenii aceștia o au cu banii lor. Și atunci am început să fiu foarte interesată, pentru că mi-am dat seama că este o chestiune nu atât financiară, cât una psihologică. Și dat fiindcă eu sunt în acest domeniu, psihoterapie, coaching și așa mai departe, am avut chestia asta, un click, am avut un click. Și am zis, da, asta este ceva foarte interesant. Așa că am început să studiez ceea ce se numește psihologia banilor, relația pe care o avem cu banii și poate o să fii surprins, dar există o ramură a psihoterapiei care este psihoterapie financiară. Wow. Adică felul în care noi putem să vindecăm tulburări financiare și comportamente nesănătoase financiare sau, acum se vorbește tot mai mult și despre traume financiare. Și asta a fost fascinant pentru mine și din acest unghi am venit eu înspre relația cu banii. Povestea personală? Da. Povestea personală este că eu vin dintr-o familie de clasă medie, aș zice, din România, dintr-un oraș din centrul țării, din Sibiu. Și în anii 80,
Părinții mei erau doi muncitori într-o fabrică socialistă, comunistă, de pe prima lui Ceaușescu. Fără, mergeau la serviciu, veneau înapoi, ne creșteau pe mine și pe fratele meu, o viață destul de simplă. În 89, când a căzut regimul, ca să zic așa, tatăl meu a decis să-și dea demisia din fabrică, chiar la început. Apoi știm că ulterior multe fabrici din Sibiu și din toată țara s-au închis, dar el a decis să-și dea demisia înainte să se închidă fabrica. A luat un împrumut mare în bancă, din bancă, a cumpărat un camion cu care a făcut o mică firmă de transport. Și a fost așa, vremuri bune, vremuri foarte bune, vremuri rele și vremuri foarte rele. Când erau vremurile bune, puneam bazele acestei afaceri, adică tatăl meu punea bazele acestei afaceri, exista optimism și resurse în familie. Când erau vremurile foarte bune, îmi amintesc cum tatăl meu venea acasă cu o valijoară de bani, pentru că pe atunci totul se făcea cash. Nu existau, vă dați seama, nu exista bancomat, nu exista, cum se zice, cardul bancar, totul se făcea cash. Și venea acasă cu o valijoară de bani și mi-a făcea foarte mare plăcere la vârsta aceea să fi fost, eu eram în adolescență, oricum la liceu, îmi făcea foarte mare plăcere să mă așez la masă cu tatăl meu și să numărăm bani. Așa, dura vreo jumătate de oră operațiunea asta și îi puneam așa pe teancuri, pe culori și pe teancuri. Și asta a fost perioada de foarte bine financiar în familia noastră. Când a fost foarte rău, tatăl meu s-a îmbolnăvit, a trebuit să vândă afacerea, a vândut camionul, am vândut multe alte lucruri ca să putem să-i salvăm viața și banii tot n-au fost de ajuns și atunci a trebuit să ne împrumutăm în bancă pentru a putea să facem față cheltuielilor legate de sănătatea lui. Au fost uișuri și coborușuri în tot asta. Și pentru că era foarte rău, eu m-am focusat foarte mult pe a câștiga bani. Am început să lucrez și am câștigat o mică avere din ceea ce am muncit. Respectiv, am câștigat 18 ani din viața tatălui meu. Prima oară când noi am auzit despre tatăl meu de la medicii săi că urma să mă trăiască 6 luni, era anul 2000, iar el a mai trăit până în anul 2018. Pentru că așa a avut Dumnezeu și pentru că am avut resurse ca să îngrijim sănătatea. Dar cred că și asta a vrut Dumnezeu, că noi să avem resurse ca să îngrijim sănătatea. Ei, din toată zbaterea aceasta în legătură cu partea asta financiară, mie mi s-a întâmplat că eu am plătit un preț. Să ne înțelegem, eu aș plăti prețul acesta oricând. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș lua oricând din nou. Prețul pe care l-am plătit a fost că eu mi-am uitat visul. Visul meu din adolescență era să devin psihoterapeut. Și fiind așa chitită pe bani, ca să devii psihoterapeut, trebuie să cheltui bani în formări. Iar eu trebuia să fac bani, nu să-i sparg în tot felul de cursuri și training-uri și nu știu ce. Și am uitat pur și simplu de visul meu. În 2018 tatăl meu a murit, în 2019 eu m-am înscris la școala de psihoterapie, am finalizat și acum sunt psihoterapeut în supervizare. Deci iată care este puterea relației pe care noi o avem cu banii. Banii, această relație are puterea de a influența dacă, cum și când noi ne vom realiza aspirațiile personale. Dacă, cum și când noi vom trăi viața pentru care poate am fost trimiși în lume să o trăim. Misiunea noastră personală. Eu aș adăuga că nu ai câștigat o mică avere, că ai câștigat o avere enormă, ce mare. 18 ani mare de am față. Vrut să fiu modestă, Mihai. Da. Am câștigat o mare avere. Da, e adevărat. În tot acest tăvăluc, ca să zic așa, din viața mea personală și din interacțiunea pe care am avut-o cu clienții care au venit la programul de Dream Management, mi-am dat seama că noi avem ca un fel de scenarii.
scenarii bănești după care ne ghidăm toată viața. Întâi, în ce mă primește, a fost o intuiție că sunt așa niște, ca niște scenarii. Și căutând în literatura de specialitate, după ce am devenit pasionată de domeniul acesta al psihoterapiei financiare, am găsit chiar conceptualizat în literatură ideea aceasta că funcționăm după niște scenarii bănești, niște scenarii financiare. Explică-mi, te rog, mai mult ce sunt aceste scenarii bănești. Este un domeniu fascinant și eu încurajez pe ascultătorii noștri să se aplece puțin asupra acestui concept. Înainte să vorbesc despre scenariile bănești, aș vrea însă să vorbim puțin despre teatru. O să fiți poate surprinși. Și o să te rog, Mihai, și o să-i rog pe ascultătorii noștri să se gândească la un actor. Da? Deci în lumea teatrului sunt regizorii, sunt actorii, sunt multe persoane care fac posibilă realizarea unei scenaristuri și așa mai departe, care fac posibilă realizarea unei scene, unei piese de teatru. Però vă rog să vă gândiți la un actor care primește textul piesei pe care va trebui să o joace. Acela este scenariul său. Textul acela conține atât vorbele pe care trebuie să le spună, da, cât și indicații regizorale. Aici vorbești mai tare, aici vorbești mai încet, aici te uzi la stânga, aici te uzi la dreapta și așa mai departe. Este un scenariu pe care îl memorează și apoi îl reproduce exact cât mai fidel, că dacă nu îl ceartă regizorul. Nu așa? Un actor bun ia scenariul și îl integrează în felul său de a fi, dar fără să se îndepărteze foarte mult de intenția regizorală, astfel încât atunci când joacă să fie credibil. Și, desigur, scenariul acesta este scris de altcineva și nu este rolul actorului să conteste scenariul respectiv sau să îl discute, el trebuie doar să îl joace. Și, la fel ca un actor, noi memorăm anumite scenarii care ne-au fost date de regizorii noștri vieții noastre. Care cine sunt? Sunt părinții noștri, sunt bunicii noștri, sunt cei care sunt, au fost și ne-au format pe noi în etapa noastră formativă. Și noi știm că avem aceste scenarii pentru că noi avem niște replici de-a gata, ca să zic așa, în legătură cu banii, cu care toți suntem obișnuiți și familiari. De exemplu, banii sunt ochiul dracului. Banii nu cresc în copac. Banii nu aduc fericirea. Știm pe din afară expresiile acestea și, de fapt, aceste scenarii, și asta este definiția, până acum am vrut să dau așa un fundal, sunt scenariile financiare, sunt acele credințe inconștiente, formate cel mai adesea în copilărie, pe baza mesajelor directe și indirecte pe care le-am primit de la părinții noștri, de la educatorii noștri, de la profesorii noștri și de la societate în general. Scenariile bănești sunt transmise din generație în generație și constau în adevăruri incomplete, de multe ori contradictorii și parțiale, grăunțe de adevăr, care sunt cu inserțiuni de falsuri, ca să zic așa. Noi internalizăm aceste credințe cu gândirea un pic imatură a copilăriei și de aceea ele pot să devină adevărate capcane, pentru că le folosim apoi și la vârsta adultă. Devin capcane mai ales dacă rămân neexaminate. Și mai ales atunci când, în loc să examinăm scenariile bănești, noi blamăm circumstanțele vieții noastre. Adică nu ne asumăm cumva responsabilitatea și nu le examinăm, nu ne aplicăm asupra lor. Vestea bună este că ele, da, există, ne domină puțin viața dacă nu le examinăm, dar pot să fie schimbate, pot să fie modificate. Asta e cel mai important lucru. Da. Faptul că pot fi schimbate. Însă, ultima dată când ne-am întâlnit, ne-ai vorbit despre tulburări
și comportamente financiare problematice. Aici voiam să ajung și ăsta este lucru care mă interesează, așa că te rog, explică-mi cât mai mult, mai multe despre acești termeni și ce înseamnă aceste tulburări. E adevărat, îmi amintesc că frumoasa noastră discuție, însă mi-am dat seama că poate ar fi util să vorbesc un pic și despre patru dintre cele mai frecvente scenarii bănești, scenarii financiare, care au fost descoperite de cercetători care s-au aplicat asupra acestui domeniu. Așadar, sunt patru astfel de scenarii bănești care ne ajută sau ne încurcă în viață, după cum ne raportăm la ele. Primul dintre acestea, dintre aceste patru, este un scenariu care se numește evitarea banilor. În limba engleză, money avoidance. O să mă mai auziți vorbind în limba engleză puțin, pentru că toate aceste concepte vin din literatura de specialitate pe care eu o citesc cel mai adesea în limba engleză și studiile au fost făcute majoritatea de cercetători americani. E ok. Traderii și investitorii engleză. Engleză trebuie să știe. Da, exact. Deci money avoidance, evitarea banilor. Poate să fiți surprinși, o să vă ziceți, cum? Există oameni care funcționează după un acest scenariu, după un astfel de scenariu ca evitarea banilor? Și o să fiți surprinși, dar da, există foarte mulți oameni. Pentru că, și cum se manifestă acest scenariu? Păi, îți este cam teamă de bani sau vrei să te scapi de bani cât mai repede. Și nu este surprinzător, pentru că noi avem foarte multe credințe de gen banii sunt răi, nu? Banii sunt ochiul dracului, banii sunt răi, banii te răiesc. Nu-i așa? Noi zicem de foarte multe ori chestii de genul ăsta, că l-au răit banii. S-a ajuns și nu se mai poate conecta cu oamenii normal pentru că trăiește în altă lume și banii l-au înrăit. Și atunci, dacă noi avem astfel de credințe, la un moment dat funcționăm după aceste credințe noi și încercăm să ne delimităm de bani. Și asta poate să fie inconștient și cum se manifestă asta? De exemplu, poți să faci foarte mulți bani. Deci ai zice, nu, eu sunt focusat pe bani, eu nu evit banii, eu fac foarte mulți. Dar în aceeași măsură și cheltui foarte mult. Poate cheltui chiar mai mulți bani decât ai. Adică încerci să te scapi cât mai repede de ei. Îi eviți că-s ochiul dracului, să zic așa. Un alt scenariu este venerarea banilor. Ai un focus excesiv pe bani. Totul trece prin filtrul banilor, inclusiv relațiile personale, emoțiile, toate deciziile sunt luate în funcție de cât bani mi-aduce bani sau nu, mi-aduce mai mulți bani decât ce făceam înainte, chiar dacă asta înseamnă să îți sacrifici visurile tale sau să sacrifici cine ești tu ca persoană. Un altul este banii ca statut. Acest scenariu spune că tu simți, ai senzația că valorezi cât valorează banii tăi. Asta este valoarea ta în lume. Cât valorează banii tăi. Și tendința pe care o ai este să investești, să-i folosești, pentru ca tu poți să-ți afirmi statutul în lume. Adică o să-ți cumperi poate cea mai tare mașină pe care poate chiar nu ți-o permiți. O să-ți faci niște sacrificii extraordinare, o să sacrifici orice altceva ca să poți să-ți cumperi acel obiect care îți afirmă ție statutul în lume, chiar dacă asta înseamnă că nu poți să faci multe alte lucruri care ți-ar fi mai dragi sufletului tău și care ți-ar aduce mai multă fericire. Deci fericirea ta, bucuria ta este subordonată faptului că prin bani tu trebuie să-ți afirmi statutul în lume. În fine, vigilarea banilor, i-am zis eu în limba română, și acești oameni sunt foarte atenți la tot ceea ce are legătură cu banii, sunt foarte secretoși în legătură cu banilor. Nu îi cheltuiem cu foarte mare ușurință și se raportează la ei ca fiind
nu știu, valoarea supremă, dar îi țin foarte mult de asemenea pentru ei. Sunt ceva ce le asigură lor confort foarte, foarte mare. Ei, din aceste patru scenarii bănești, ca acum ajung la întrebarea ta, din aceste patru scenarii bănești, derivă o serie de tulburări și comportamente financiare nesănătoase. Există o diferență între tulburări financiare și comportamente financiare nesănătoase. Tulburările sunt ca și, dacă vreți, vă puteți gândi ca la niște boli până la urmă, și sunt menționate aceste tulburări în număr de 5, sunt menționate în DSM, care este manualul de diagnostic și statistic al psihologilor americani, care este un fel de Biblie, așa, în lumea psihoterapeutică. Comportamentele financiare nesănătoase nu sunt chiar atât de grave precum aceste tulburări. Acum, eu anticipez că tu vrei să mă întrebi care sunt aceste tulburări. Da. Sunt mut, stau și ascult și absorb totul, pentru că sunt multe lucruri pe care le întâlnesc la trader, la investitorii. Sunt oameni cu care și eu lucrez pe partea doar de trading, să zic, și sunt câteodată surprins de reacțiile lor și câteodată din ceea ce îmi povestești tu, identific și eu. Și chiar mă gândeam eu ce comportament aș avea, uite, dintre cele patru scenarii bănești, dacă eu evit banii, de venerat sigur nu-i venerez, banii ca statut. Cred că sunt mai mult, sunt în ultimul scenariu, cel în care îl vigilez, să zic așa. Acum, dacă o să-ți faci testul scenariilor financiare, pentru că există un test, deci completezi o sumă de întrebări și ei îți dau așa un raport. Și chiar îi invit pe ascultătorii noștri să facă lucrul acesta. Dacă mergeți pe Google și tastați Money Scripts, Money Scripts, Bradley Klontz, se scrie KLONTZ, Mirela, este poți să las un link în descrierea perfect. videoului și îmi dai tu linkul și eu îl pun ca să nu să fie mai Perfect. simplu. Exact. Deci Bradley Klontz este un cercetător de referință pentru mine, pe care eu chiar îl recomand, pentru că el a făcut foarte multă cercetare, de fapt, el împreună cu tatălui. Tatălui a fost un pionier în domeniul psihoterapiei financiare și ei împreună au dezvoltat foarte multe studii fascinante și ei au dezvoltat și acest test pe care poți să-l faci ca să îți cunoști mai bine scenariile financiare. Și, de fapt, noi nu avem un singur scenariu financiar. Noi avem un pic din fiecare, până la urmă, un pic mai mult sau mai puțin, dar din fiecare avem câte ceva. Și tot ei au dezvoltat un al doilea test pe care îl recomand, cel în care poți să îți cunoști comportamentele financiare nesănătoase. Acum, revenind la care sunt, o să dau câteva exemple de tulburări financiare versus comportamente financiare nesănătoase. O tulburare financiară este foarte bine cunoscută la nivelul populației generale, pentru că vorbim adesea despre ea, dependența de muncă. Dependența de muncă, ai zice, wow, cum? Care e legătura cu banii? Păi noi de ce muncim? Pentru că, de ce muncim așa de mult? Pentru că vrem să avem mulți bani. Și dependența de muncă este considerată o tulburare din zona aceasta financiară. Sau dependența de jocurile de noroc. Și când m-a invitat să vorbesc la acest podcast, m-am gândit, mi-a venit, nu m-am putut abține și m-am gândit, dependența de jocurile de noroc. Cât de frecvent zicem noi că jucăm pe bursă? Oh, da, nu spune. Aici este o mare problemă cu această terminologie, însă vreau să spun un lucru și cer scuze că intervin. Te rog, te rog. Faptul că unele persoane folosesc bursa ca loc sau
asta. Și un casino, asta nu înseamnă că bursa este pentru jocuri de noroc. E ca și cum i-aș folosi un teren de tenis ca să joc fotbal, da? Asta e problema lor. Bursa este pentru investiții, pentru tranzacționare, nu este pentru jocuri de noroc, dar faptul că unii vin și joacă, asta nu îi schimbă statutul. Și, într-adevăr, cei care spun că joacă pe bursă, într-adevăr, joacă pe bursă pentru că nu au nimic în spate în momentul în care decid. Nu au nicio știință, nicio pregătire, nicio educație în zona aceasta și atunci e ca și cum eu aș face o operație de apendicită, ți-aș face ție o operație. Nu am pregătire în domeniul medical, deci e ca și cum a juca Da. la mâna norocului, dacă, bine, cu siguranță, nu cred că s-ar lăsa nimeni să-l opereze de apendicită. Așa Și... este. Însă eu voiam să ridic această problemă Da. și să spun că, iată, există astfel de persoane și există o astfel de tulburare. Și uneori primul pas în a te vindeca de ceva este să recunoști că ai acea problemă, să recunoști că te doare măseaua, deși nu ai cum să nu recunoști că te doare așa, să recunoști că te doare măseaua, să recunoști că ai o problemă, să recunoști că există specialiști care pot să te ajute cu problema respectivă, să te duci să-i accesezi și așa mai departe. Hai să vă dau câteva exemple și de comportamente financiare nesănătoase sau problematice, după Te cum rog, te rog. vrem să așa. De exemplu, aș putea să mă refer la minimizarea excesivă a cheltuielilor. Adică persoane care au o bună stare financiară, au resurse, dar care cheltuiesc mult, mult, mult mai puțin decât ar putea să o facă, negându-și chiar mici bucurii ale vieții, trăind o viață foarte, foarte închisă cumva, de teamă de a nu trebui să cheltuiască bani. Uneori lucrul ăsta poate să fie dus la extrem, alteori doar ne negăm bucuria ale vieții. Asta este o tulburare, da? Sau Acesta este un un comportament comportament. nesănătos, ca să zic, care poate însă, într-adevăr, să degenereze destul de mult. Deci minimizare. Da. Ok. Pe de altă parte, în oglindă, ce este? Este cheltuieli excesive. Atunci când cheltuiești mult mai mult decât ai deja, te împrumuți, trăiești de la o lună la alta. Acum eu nu vorbesc despre persoanele care, nu știu, poate sunt pe salariu minim, pe economie sau chiar mai puțin. Eu vorbesc despre persoanele care din ăsta mediu, din pătura medie, care au acces la resurse, dar care totuși trăiesc de la o lună la alta și nu se pot abține să-și cumpere ultima geantă, ultima curea, ultima pereche, ultimul model de pereche de pantofi sau orice, astfel încât cheltuie mult mai mult, cheltuie excesiv. Și atunci nu își pot economisi niște bani, nu își pot face o planificare financiară și așa mai departe. Un alt comportament care mie mi se pare fascinant este dependența financiară. Aceasta, de fapt, poate să fie o tulburare. Este situația în care tu, persoana adultă, accepti să fii dependent financiar de o altă persoană adultă, fără să muncești pentru banii ăia. Deci tu te aștepți ca ei să-ți vină. Este situația adesea a copiilor adulți întreținuți de în continuare de părinții lor, din oarește motive, că copilul la 30 de ani. Copilul, mă rog, la 30 de ani această persoană a terminat facultatea, dar nu își găsește un job și preferă să trăiască pe banii părinților și continuă cu comportamentul acesta. În oglindă este facilitarea dependenței financiare, adică acel părinte care acceptă să își întrețină copilul
la 30 de ani, 35 de ani, 40 de ani, în detrimentul trăirii propriei sale vieți și al bucuriei. Adică tu ești așa de stors că nu ai mai resurse să faci ceea ce vrei tu să faci în viața ta. Da. Mai sunt multe astfel de comportamente Mai financiare, dar spune. să mai spun. Te rog, te rog. Tot. Este, de exemplu, negarea financiară. Atunci când, să zicem, o să dau un exemplu, vin facturile și se acumulează tot mai multe acolo pe măsuța aia din hol unde le punem noi, nu? Da. Așa, și refuzăm să ne uităm la ele. Pentru că avem un disconfort așa de mare încât nu vrem, nu avem chef niciodată să ne uităm la ele. Și le lăsăm să acumuleze tot mai mult și tot mai mult, până în momentul în care devine o mare, foarte mare problemă. Poate chiar ne taie curentul, poate chiar ne taie gazul, poate chiar știu eu ce lucruri se mai întâmplă, pentru că noi avem comportamentul acesta. Nu vreau să știu nimic despre bani. Eu sunt în sfera înaltă a conceptelor sau eu mă distrez și nu mă interesează de chestiile astea. Sau eu sunt o persoană spirituală care nu vrea să aibă, care nu vrea să aibă interacțiuni cu banii și așa mai departe. Este un comportament mai rar întâlnit, dar care mie mi se pare fascinant și trist în același timp, care se numește inversarea responsabilităților financiare. L-am tradus eu aproximativ așa din limba engleză, unde el este denumit financial enmeshment. Financial enmeshment. Inversarea responsabilităților financiare, în sensul în care părinți, de exemplu, care se confesează copiilor lor. De exemplu, ai un copil de 10-12 ani, ești mamă singură, de exemplu, sau tată singur și ești stresat de problemele financiare și te confesezi copilului tău și îl transform pe el în confesorul tău înainte ca el să fie pregătit psihologic să gestioneze astfel de lucruri. Sau situația în care între părinții divorțați, părinții își transmit mesaje financiare unul altuia prin intermediul copilului, care este prins la mijloc. Sau situația în care copiii sunt trimiși la muncă înainte de vreme, pentru că părintele îl vede ca pe o sursă de Wow, venit. wow, wow, Da. Inversarea responsabilităților financiare se wow, wow. întâmplă și este trist că se întâmplă lucrul acesta. Așa, acum, dacă cineva ar vrea să-și modifice acest scenariu pe care bănuiesc că și l-a identificat sau și-a identificat un comportament financiar cu probleme, care ar fi soluțiile? Ce ar putea să facă în momentul în care e conștient și, bineînțeles, că are și dorința de a schimba în bine, bineînțeles? Așa. Așa cum ziceam, vestea bună este că ele pot să fie modificate Wow. într-o bună măsură. Pot să fie făcute foarte multe lucruri. În primul rând, cel mai important, este să devii conștient. Să devii conștient că există aceste financiare. Ele există și dacă tu nu ești conștient de ele. Și îți domină viața și îți determină destinul. Așa cum am povestit eu despre visul meu pe care l-am pus acolo, l-am amânat foarte mult. E pentru că eu funcționam după un anumit scenariu financiar pe care a trebuit să-l schimb ca să pot să fac ceea ce îmi doream eu cu adevărat de la viață. Deci, atunci când devii conștient că funcționezi după un anumit scenariu, că ai anumite credințe limitative în legătură cu banii, acesta este primul pas. Cum poți să devii conștient că ai anumite credințe limitative în legătură cu banii? Păi, ai putea să faci un simplu exercițiu pe care îl recomand adesea, și anume, ia o foaie de hârtie, un pix, și începe să scrii toate zicătorile, expresiile și proverbele românești pe care le-ai auzit tu în familia ta, în cercul tău, în legătură cu banii. Pune-le acolo pe toate.
scrie pe hârtia respectivă ce ai auzit de la bunicul, ce zicea bunicul în legătură cu banii, ce zicea tata în legătură cu banii, ce zicea mama, ce zicea mătușa, ce zicea alte persoane care sunt ție dragi. Scrie astfel de 20, 30 de astfel de lucruri ca să-ți dai seama care sunt câteva dintre credințele tale limitative sau poate sănătoase pe care le ai în legătură cu banii. Apoi, poți să-ți faci gratuit acel test despre care spuneam ca să-ți cunoști mai bine scenariile bănești după care tu funcționezi. Poți să-ți faci, de asemenea, testul comportamentelor financiare ca să dai seama cum funcționezi tu, care sunt comportamentele predominante. Deci, partea asta de conștientizare cu aceste instrumente pe care le-am sugerat acum este primul pas și punctul de pornire cel mai important. După care, poți să faci diferite exerciții care să construiască pe această conștientizare. Și acum, dacă îmi dai voie, Mihai, aș vrea să sugerez un astfel de exercițiu. Te rog, te rog mult. Este un exercițiu pe care l-am creat pentru comunitatea de Dream Management, special pentru un retreat pe care noi îl denumim Visuri și Bani. Adică, ce este un retreat? Mergem 3 zile într-un loc, poate în creierul munților sau oricum departe de tentațiile, lumești și petrecem 3 zile în conectare cu noi înșine, cu natura și cu credințele noastre despre bani și încercăm să le cunoaștem și să le modificăm. Deci, în cadrul acestui retreat am creat acest exercițiu pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Este un exercițiu în 3 părți. Prima parte implică un exercițiu de reflexie, un moment de reflexie individuală. Aș vrea să te rog să răspunzi la următoarea întrebare. Cum arată relația ta cu banii? Cum arată relația ta cu banii? Este o relație tensionată sau relaxată, indiferentă sau foarte emoționale, de iubire sau de ură? În ce termen sunteți? Ia o foaie de hârtie și scrie tot ce-ți vine ție în cap, în legătură cu relația pe care tu o ai cu banii. Apoi, partea a doua a acestui exercițiu. Cum te ajută sau te împiedică banii să îți realizezi aspirațiile, obiectivele personale? Poate că vrei să, nu știu, să-ți cumperi o casă nouă, poate că vrei să-ți iei un an sabatic, poate că vrei să faci o excursie în Bali, poate că vrei să îți schimbi cariera, poate vrei să treci de la statutul de angajat la cel de antreprenor sau invers. Identifică câteva dintre aspirațiile tale și apoi gândește-te la felul în care relația pe care tu o ai cu banii îți permite sau nu îți permite să realizezi ceea ce îți dorești. Adică, de exemplu, ești foarte cheltuitor. Dau un exemplu, nu zic că tu A, ești. m-am speriat. A zis că m-a citit. Da. De exemplu, N-am zis nimic. poate cineva este foarte cheltuitor, dar în același timp, și nu pune bani deloc deoparte, dar în același timp îi ar plăcea să-și schimbe cariera. Ca să poți să faci asta, trebuie să ai un mic punct de pornire, trebuie să ai un buffer financiar, trebuie să ai niște bani puși deoparte ca să poți să faci, să fii confortabil în tranziția respectivă. Ei, dacă tu nu ai obiceiul acesta, înseamnă că relația ta cu banii, în momentul acesta, te împiedică să faci ceea ce îți dorești cu adevărat. Deci gândește-te un pic la cum banii și relația ta cu ei te împiedică sau te ajută să îți realizezi visurile. Ce faci tu ca să îi ajuți pe ei? Ce faci tu? Care este responsabilitatea ta? În fine, partea a treia. Imaginează că banii sunt o persoană. Domnul Ban sau doamna Lețcaie. Doamna Lețcaie sau domnul Ban, după cum preferi. Aici, cu domn și doamne, de ce Da. doamna Lețcaie și domnul? De ce nu e Bine, poate domnul să fie invers, Lețcaie? doamna Ban și domnul Așa. Lețcaie, cum dorim noi. Aș vrea să te invit să scrii o scrisoare sinceră domnului Ban sau doamnei Lețcaie. Spune-le dacă îi apreciezi.
Pentru ce îi apreciezi? Dacă îi iubești, pentru ce îi iubești? Dacă îi urăști, pentru ce îi urăști? Dacă ai senzația că te ocolesc, întreabă de ce fac asta. Scrie pe o foaie nu doar ce ai tu de zis, ci scrie și ce răspund ei. Fă ca asta să fie un dialog, nu un monolog. Deci partea aceasta a treia este un dialog între tine și domnul de țaie. Ai putea să ai surprize foarte mari. Este un exercițiu foarte puternic. Așa a fost pentru fiecare dintre participanții la retreat-ul acesta, Visuri și Bani, unde l-am folosit și unde îl folosim mereu. Este un exercițiu foarte puternic. Ai putea să ai niște revelații foarte, foarte interesante. Așadar, am vorbit despre conștientizarea, importanța conștientizării relației. Am dat un exercițiu concret, dar nu pot să închei fără a sugera și o eventuală colaborare cu un specialist, un coach financiar sau un psihoterapeut sau un consilier de dezvoltare personală sau un, nu știu, financial planner. Da, de aici deja mi-ai ghicit întrebarea. Ce ne recomanzi să citim sau să aflăm, să ne informăm pentru a profunda și cum ne putem conecta cu tine pentru cei care, să zic, sunt interesați, care ar vrea să lucreze chiar cu tine? Eu recomand orice, numai să fie bazat pe știință. Adică, Așa. citiți autori care vorbesc în cărțile lor despre studiile științifice pe care le-au făcut sau pe care le cunosc de la alți cercetători. Eu îl admir foarte mult pe Bradley Clons, de fapt, familia Clons, care au făcut studii științifice și vă recomand toate cărțile scrise de ei. Sunt niște cărți minunate, de exemplu, Mind Over Money. Mind Over Money. Au scris o serie de vreo 5 cărți, toate sunt absolut fascinante și le recomand cu căldură. Mai este o carte, Psihologia Banilor, însă nu vine în minte acum autorul. Sunt resurse. Ok. Începeți cu Bradley Clons, dacă este Ok. așa. Iar pentru cei care doresc să se conecteze cu mine, este foarte simplu. Am un site, www.mirelaoprea.com și răspund la toate mail-urile. Am înțeles. De asemenea, sunt cel mai prezent în social media, sunt pe Facebook, am și cont de Instagram și de TikTok, dar mai puțin sunt prezentă acolo. Deci cel mai prezent sunt pe Facebook. O să las linkuri în descriere ca să fie cât mai simplu să ne conectăm cu tine. Însă nu vreau să îți dau drumul din mână, ca să zic așa. Tu ești mica mea avere în această înregistrare, deci n-am să te cheltui foarte ușor, fiindcă mai am o grămadă de întrebări. Probabil o să mai revin cu un episod, fiindcă aș vrea totuși, pentru că ești dream manager și îți povesteam că mintea mea visul este motorul nostru, da? Și observam în întâlniri cu traderi foarte, foarte motivați, care au motivații puternice și comportamente diferite legate de această motivație. Și întrebarea mea este, e bine să ai o motivație mare sau există pericole atunci când ai motivații puternice, când ai un vis și vrei să-l îndeplinești cât mai repede, ca să zic așa? Foarte bună întrebare aceasta. Ai zice că motivația nu poate să fie niciodată în exces. Nu-i așa? Că, în general, ne plângem că nu avem suficientă motivație. Dar, paradoxal, poate să există și motivație în exces. Sau excesul de motivație să ne ducă spre comportamente pe care ulterior am putea să le regretăm. Și, într-adevăr, cred că acesta este și cazul în domeniul acesta al investițiilor, pentru că în momentul în care ai foarte multă motivație, îți dorești foarte mult, ai putea să pierzi din vedere anumite aspecte foarte importante și să iei
decizii emoționale și inspirate din acele bias-uri despre care tu vorbești foarte mult, Mihai. De exemplu, nu știu, un bias este atunci când îți place foarte mult de o anumită companie sau de șeful ei, de CEO sau de purtător de cuvânt sau cunoști tu pe cineva acolo în top management și persoana respectivă te-a pompat cu foarte multă informație, cu motivație, cu așa mai departe. Și în momentul acela apare un bias și tu nu mai iei decizia pe bază de date și pare și pe baza informațiilor pe care le ai, informațiile obiective, ci riști mai degrabă să acționezi dintr-un soi de bias. Deci, da, aș zice că există contexte în care prea multă motivație este, poate să fie periculoasă. Eu am întâlnit trader care, datorită unei motivații foarte puternice, făceau overtrading, iar overtrading-ul te duce în mod inevitabil la pierderi de capital. Apare și acel fenomen în cazul motivației foarte intense, despre care am mai auzit, FOMO, Fear of Missing Out, da, care este unul dintre bias-urile despre care, pentru care, de care trebuie să fim conștienți. Fear of Missing Out. Teama de a nu pierde ceva, de a nu fi... de a nu pierde petrecerea, ca să... Exact, de a nu pierde ceva ce toată lumea are sau ce toată lumea ar putea să aibă. Fear of missing out poate să fie foarte periculoasă, pentru că atunci iei decizii care, de fapt, nu sunt despre tine, nu sunt despre obiectivele tale, nu sunt despre ceea ce îți dorești tu, ci sunt foarte influențate de ceea ce în engleză se numește herding bias, care în română cred că este banala și vechiul efect de turmă. Te duci acolo unde se duce toată lumea pentru că nu vrei să pierzi ceva ce tot ceilalți au din această motivație excesivă. Ce trebuie să facem cu energia asta mare a motorului, a motivației, a visului nostru? Asta din, să ne dai din managementul. Eu am creat o metodă bazată pe evidențe științifice. Și metoda aceasta se numește COPIL. COPIL este un acronim în care fiecare literă înseamnă un concept științific important. C, de exemplu, vine de la clarificare. Să-ți clarifici foarte bine visul. De multe ori noi suntem, de fapt, foarte în ceață, cumva așa, chiar și atunci când vedem, a, știm foarte bine. O vine de la obstacol. Să îți cunoști obstacole, să te conectezi cu ele, să nu rămâi doar în lumea visurilor așa. C și O împreună formează o tehnică care a fost studiată de o cercetătoare germană, Gabriele Oettingen, se numește tehnica contrastului mental. C vine de la pregătire, prototipare sau pași mici. Cum te pregătești pentru visul tău? I vine de la inimă bună, adică prietenii visului tău, contextul social de care are nevoie visul tău ca să poată să fie realizat. Nici un vis, nici nimic măreț nu s-a realizat vreodată fără să există un context situațional și social potrivit pe care însă visătorul este cel care trebuie să-l creeze. L vine de la liniște. Liniștea pe care tu o aduci în inima ta, în sufletul tău, în mintea ta, ca să poți să te concentrezi pe ceea ce trebuie să faci. Mirela, îți mulțumesc din suflet. Așa, la sfârșit, eu de obicei fac o urare ascultătorilor. Ce urare să le facem în încheiere? Urarea pe care eu aș vrea să o fac în încheiere este să fiți conectați cu visurile voastre și să fiți copii, cu metoda copil, în legătură cu ei. Pentru că zicea, cred că Ford zicea că sărac nu este omul care nu are bani, sărac este omul care nu are visuri. Și aș mai adăuga eu, ca dream manager, sărac este omul care nu are visuri și care nu știe metoda copil de realizarea lor. Super.
Minunat. Mulțumesc din suflet. Cu drag, cu drag, și îți mulțumesc și eu. A fost o mare plăcere pentru mine să povestesc. Mai bine. Ați ascultat InBrain, podcastul pentru trader și investitori.